Tara! Știi care e legătura dintre trafic și ciorapi? Nu traficul de ciorapi. Traficul de pe website și ciorapi. Dacă nu știi care e legătura, am găsit în analele și arhivele Magic 5 un filmuleț din 2016 cu un episod din MAI, Marketing, Afaceri și Internet. Era un miniserial pe care îl făceam pe vremea aceea, care nu s-a mai lansat niciodată, deoarece nu ni s-a părut oportun să vă arătăm ciorapii. Vi-l dau așa cum este, așa cum a fost el tras atunci, nu prea este editat. Sper să învățați chestii interesante. Scuze pentru bâlbe și pentru cerea, dar așa era vremea atunci. 5 ani de Magic 5. Urmărește-ne în continuare. Aloha și bine te-am găsit la un nou episod din MAI. Astăzi o să povestim despre trafic. Ce anume este el și ce face. Traficul este numărul de vizitatori care ajung la tine efectiv pe un website. Și el poate să fie de două feluri. Ai fie trafic organic, fie trafic plătit. Traficul organic este relativ simplu de înțeles. Să zicem că tu ai un site despre ciorapi, vinzi ciorapi, îți plac ciorapii, ești cel mai fan de ciorapi, de pe ciorapi din lumea ciorapilor. Dacă ți-ai indexat foarte bine site-ul, dacă ai folosit cuvântul ciorap când trebuie, în momentul în care un om caută pe Google, pe Yahoo, pe Bing, pe alte motoare de căutare cuvântul ciorap, inevitabil se va lovi despre ciorapii, inevitabil se va lovi de ciorapii tăi, ceea ce este un lucru bun, crede-mă, ciorapii tăi e ok. Alte forme de trafic organic. Când un alt site scrie despre tine sau dacă cineva dă share cu ciorapii tăi pe Facebook, ți-ai lăsat ciorapii pe Facebook și altcineva dă click și ajunge pe site-ul tău, se numește trafic organic, adică nu plătești pentru el. Ceea ce ne duce la traficul plătit. Traficul plătit este ceea ce tu cumperi de la niște generatoare de trafic, dacă vrei să le spui așa. Tu practic dai bani lui Google, lui Facebook, lui Twitter, lui YouTube, unor blogări, astfel încât să genereze linkuri către website-ul tău. Cu ciorapi, site-ul tău. Te omoră cu ciorapi, deci ce exemplu vrei să le dau?